Mi-aș dori să mănânc mai des la restaurante românești autentice și acele restaurante să fie afaceri de familie. Serios. Să mă duc la Neacutare, pot să-i zicem cum o fi să-i zicem. Neacutare, domnul cutare, Gheo, nu știu. Dacă Gheo ăla, deși face mâncare foarte bună, n-are clienți. Iar la un restaurant, mai rău decât la un magazin de haine, e nasol să n-ai clienți. Se răsfrânge asupra ta ca și client. Ca și. Ce se întâmplă? Dacă n-ai clienți, s-ar putea să vinzi mâncare veche la un moment dat. Dacă nu o vinzi veche, o vinzi foarte scumpă. Pentru că tu arunci foarte multă și nu-ți permiți să ieși în pierdere. Ori arunci, ori o vinzi veche, ori amândouă. Și vânzând o veche, unicii clienți care îți vin, 1, 2, 3, 5, nu o să mai vină a doua oră, nu o să te mai recomande. Dacă o scumpești, nu are nimeni niciun motiv să vin la tine, deci e nasol. Francize, o soluție. E o soluție întâi și întâi pentru viitorii antreprenori să-și cunoască piața. Serios. Tu știi să gătești. Dar încearcă să vezi dacă înțelegi piața. Poate ceea ce vrei tu nu se potrivește locației tale. Ești din orașul Slatina, dar în Slatina nu vrea nimeni să mănânce așa ceva. General, Slatina, multă lume spune că e un oraș mort. Acceptăm ideea asta, deși nu prea sunt de acord cu sintagma, că îmi sună foarte sinistru. Dar ceea ce vrei tu se potrivește mai degrabă la Sibiu, sau la Iași, sau la Cluj. Sau în București, deși am o problemă cu Bucureștiul, cu orașul ăsta mult prea mare și care de fapt nu înseamnă nimic. Deci, tu ești în București și îți faci restaurantul ăla. Tu provenind din Slatina, dar constați că ăla se potrivește la București. Constați că al tău concept nu se potrivește în mall sau într-o zonă foarte aglomerată. Se potrivește într-o zonă liniștită, de exemplu, este un restaurant de marginea drumului. Da, sunt restaurante de marginea drumului. Cei mai buni mici pe care am mâncat eu vreodată, i-am mâncat pe marginea drumului. Contează unde? Pe marginea drumului. Micii mâncați la restaurante mari sunt nașpa. De ce? Pentru că nu sunt pe marginea drumului. Mă rog, multe alte motive. Dacă ai idee, nu poți să pui restaurantul ăla pe marginea drumului unde ne place nouă să mâncăm mici. De exemplu, ăla la Dedulești celeb, nu poți să-l pui în mall. E o absurditate. Deși s-ar putea, la un moment dat, cineva să vină cu ideea asta, să-l bage mol și, și mici aia să aibă același gust. Bă, dar n-au niciun farmec în mol. Nu au niciun farmec. Legat de franciză, două cuvinte cu Orotoro. Orotoro are niște servișuri excelente. Și Orotoro este o soluție foarte bună în mall-uri. Dar se bine de mall-uri. Eu nu m-aș duce să mănânc Orotoro la o excursie culinară, de exemplu, să mă duc la Sibiu să zic, bă, ce mănânc astăzi Orotoro. Nu, am acolo o grămadă de chestii mișto de mâncat. Orotoro? În mall, da. Aștept să intru la film, n-am mai mâncat de 3-4 ore, 5 ore, 6 ore. Știu că filmul durează 3 ore, deci o să mor de foame, așa că mă duc și-mi bag un Orotoro. E o soluție bună. După ce văd cum merge treaba cu Orotoro și cu piața de mâncare, aici e drept fast food, ies și eu cărciuma mea. Eu știu să gătesc, să zicem, dar nu știu ce vrea publicul. Așa că îl învăț din interior. E o soluție bună, zic. Nu vă mai țin. Știu că acest clip a fost filmat cu întârziere și că ați așteptat. Articolul deja a apărut. E pentru prima oară când fac chestia asta. Pentru asta încerc scuze. Salutări!